Dacă aș încerca să găsesc o definiție a sinelui meu, ar fi ca și cum aș încerca să pictez legat la ochi imaginea mea care se reflectă într-o oglindă prăfuită și veche. Sunt cuvintele artistului Dominic Vârtosu, care de astăzi și până în 28 februarie expune la Anticariatul Sigma. How wonderful! Ce minunat! Sintagma, în varianta sa jumătate română, jumătate engleză, te însoțește jumătate programatic, jumătate ironic, printre păpușile pictate de Dominic Vârtosu. De-a valma, cu privirea lor fixă în cele mai neașteptate ipostaze, păpușile fac cu ochiul irezistibile privitorului. Ducese, contese, marchize, văduvele curții, privitoare, elementarele, detracatele, dezasamblatele. Linia dintre plăcută reverie și macabru este când bolduită, când întreruptă, iar uneori insesizabilă. Păpușa este un model enervant de ascultător, care nu ripostează la persecuție, misoginisme și transformări sau deformări. Absolut, păpușile sunt cele mai ascultătoare modele. Se pliază, se dezmembrează, se aruncă și astfel ajung în niște ipostaze și niște poziții care sunt prin definiție mai îndepărtate de uman și astfel puțin mai interesante. Sunt mai maleabile, într-adevăr. Așadar, Simfonia Păpușilor, compusă de Dominic Vârtosu. Ca privitor, nu ți-e teamă să exclami: ce minunat!